În noiembrie 2018, Alexandru Ciucu a refăcut designul uniformei militare de oraș. Ne-a dezvăluit de unde s-a inspirat, dar și care au fost adevăratele provocări. Cea mai mare provocare a fost să nu copiez și să nu mă copiez nici pe mine. La un moment dat, din lipsă, nu știu, de imaginație sau după ce faci 10 sau 11 colecții, câte am făcut eu până acum, în care încerc să reinventez costumul, care e foarte dificil de reinventat, pentru că el, practic, tot așa trebuie să arate, dar tu încerci mereu să reinventezi apa caldă, la un moment dat, inspirația ori îți piere, ori refulează către lucruri pe care le-ai mai făcut. Doar că acum le faci, nu știu, poate puțin altfel, dar, de fapt, tot încolo te duci. Ăsta e lucrul cel mai complicat în momentul în care vrei să creezi. Și atunci am luat niște elemente de stil de la celelalte armate, am luat niște elemente de stil și de compoziție din uniformele românești de până la primul război mondial, pentru că alea sunt, să spunem, mai spectaculoase. Deci toate uniformele, de fapt, nu doar din armata română, din toate armatele europene, cel puțin, partea frumoasă, așa, partea, nu știu cum să spun, mai deosebită, se întâmplă până la primul război mondial. Începând cu primul război mondial, uniformele devin seci, devin, cum să spun, terne, pentru că din momentul ăla, să spunem așa, că de la primul război mondial, războiile au început să devină, nu știu, e posibil să spun o chestie ciudată, dar așa simt, au de început să devină pe viață și pe moarte. Trebuie câștigat, nu mai contează gloria. Și atunci, evident, că uniformele au început să tindă să devină, adică să camufleze cât mai bine soldatul în păduri, în, nu știu, pe câmpul de luptă și așa mai departe. Și atunci au dispărut toate elementele astea de distincție, vipușcă, culori tari, puternice, nu știu, roșu, galben, auriu și așa mai departe. M-am inspirat de la cei mai buni, în sensul din armata americană, din armata britanică, franceză, italiană și germană. În momentul ăsta e o discuție acum pe în mediul online cu vipușca. Am reintrodus ideea de vipușcă în uniformele de oraș. Practic, de la primul război mondial și până acum putem spune, să zic așa, până prin anii 2000 sau 1000 în anii 90, putem spune că uniforma de oraș poate din nou să devină frumoasă și interesantă. De ce? Pentru că acum orice armată are două uniforme, cel puțin două. Una de instrucție și de luptă și alta de oraș. Deci aia de oraș poate din nou să preia elemente care nu sunt neapărat, nu știu, care nu țin de camuflaj, nu țin de... Oricum, într-un fel devine din cenușă reasa... Exact, exact. Prințesa deci, care strălucește. Exact, exact. Să spunem că între anii 1914 și 1990, să spunem așa, uniforma a avut de suferit din punct de vedere stilistic, pentru că ea era una singură. Aia te prezentai și la serviciu, te prezentai și pe câmpul de luptă. După anii 90, cel puțin în România, apare ideea de uniformă de combat, uniformă de și care se amplifică. Ideea asta se amplifică după intrarea României în NATO și aia de uniforma de luptă e uniformă de luptă, de camuflaj, e perfect gândită care să te ajute în situațiile dificile de acolo, iar uniforma de oraș este practic devine uniformă de reprezentare. Și ea este uniforma pe care o vedem cel mai des în viața civilă. Și acum, fiind două uniforme, asta are din nou îi se dă din nou posibilitatea să strălucească. Și este repusă pe podium. Și este repusă pe podium. Alexandru Ciucu a colaborat de mai multe ori cu armata română. Designerul spune că a fost inspirat adesea în creațiile sale, chiar de evenimentele care se desfășurau pe scena internațională. Colaborarea mea cu Ministerul Apărării Naționale a început în 2015, când exista așa, la nivel internațional, un sentiment că stăm pe un butoi de pulbere, că ar putea să înceapă oricând un război în Ucraina, dacă mai ții minte, Rusia anexează Crimea. Toată starea asta așa conflictuală
care se întâmpla tot așa spre sfârșitul anului 2014, mie mi-a creat inspirația necesară pentru colecția pe care urma să o prezint în februarie 2015, cu inspirație din uniformele napoleoniene. Da. Reacția mea la starea aia conflictuală, care nu știe, începe război, ce se întâmplă cu noi, cu NATO, cum... Și am creat această colecție, s-a numit Tailored Glory, și am prezentat-o, am avut o idee la momentul respectiv, ce ar fi să o prezint cu militari ai regimentului 30 Gardă Mihai Viteazu. Sunt acei militari pe care vedem frumos îmbrăcați cu uniformele alea de epocă din perioada de războiului de independență, care reprezintă, care dau onorul de câte ori se întâmplă un eveniment de stat mai important. Mi-a părut foarte bine, am găsit o deschidere foarte mare în cadrul MEAPN, nu mă așteptam, să zic că, domnule, armata nu ia parte la evenimente de genul ăsta private, deci nici nu vă puneți problema, nu putem să facem această colaborare. Din potrivă, reacția lor a fost extrem de primitoare, extrem de prietenoasă, sigur, ne place proiectul foarte mult. Le-am arătat colecția, că era inspirată din uniformele de secol 18 și 19, și am avut parte de o surpriză fantastică, și anume că băieții ăștia militarii au fost de o seriozitate ieșită din comun, lucru pe care foarte rar îl întâlnești în general între manichinii, să spunem, profesioniști. Ulterior, în urma acestor colaborări cu regimentul 30 Gardă, am văzut că nu aveau, sau husele pe care ei le aveau, știi că ei se duc în tot felul de orașe din țară sau din afară în prezentările astea pe care le fac, și toate uniformele alea pe care ei le duc după ei ar trebui să le țină niște huse. Husele alea erau la momentul respectiv desperecheate, erau fiecare cu ce găsise. Și atunci am spus că pot să le fac niște huse, iarăși pro bono, niște huse personalizate pe care se scrie regimentul 30 Gardă Mihai Viteazu, să fie toate la fel, și le-am făcut atunci niște huse lungi pentru mantale și niște huse pentru cizme, pe care le au și astăzi.